Peste 700 de persoane primesc indemnizație de șomaj în județul Mehedinți. Lor li se alătură mii de persoane care nu au un loc de muncă și nu au fost angajate vreodată. În urma unei verificări efectuate, în evidențele AŞOFM Mehedinți, la sfârșitul lunii august a fost înregistrată o rată a șomajului de 5,1%. La sfârșitul lunii august 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți, erau înregistrați 5.149 de șomeri, din care 2.191 de femei, rata șomajului înregistrat fiind de 5,1%. Dacă la sfârșitul lunii iulie rata șomajului a fost de 5,03%, la sfârșitul lunii august acest indicator a crescut, a avut o ușoară creștere cu 0,07 puncte procentuale până la valoarea de 5,1%. Din totalul de 5.149 de șomeri înregistrați, 708 sunt șomeri în plată, șomeri care beneficiază de indemnizație de șomaj, iar diferența de 4.441 sunt șomeri neindemnizați. Din totalul șomerilor, cei mai mulți fac parte din categoria celor cu studii gimnaziale, iar cei mai puțini sunt cei care au studii postliceale.